Fraților, acum când înregistrez clipul ăsta, am 37 de ani și încă de pe la 34 încoace am început să simt că ceva e neînregulă cu viața mea. Cu trei ani în urmă am început să-mi pun niște întrebări cât se poate de serioase despre mine și rolul meu pe lumea asta. Nu e nimic exotic în ce mi s-a întâmplat. Am trecut și eu prin clasica criză existențială, poate chiar criza de vârstă mijlocie, de care am tot auzit prin filme. Ce s-a întâmplat cu mine în ultimii doi ani se întâmplă cu multă lume și din moment ce eu am trecut deja prin asta și am găsit și niște răspunsuri, cred că merită să încerc să le explic și pentru alții. Pe vremea aia mă mutasem într-un apartament nou, aveam o afacere prosperă cu canalul Zaya Fet și reușisem să adun în jurul meu oameni pe care îi respect și cu care astăzi am ocazia să lucrez. Din toate punctele de vedere ar fi trebuit să fiu fericit. Și totuși nu eram. Simțeam că ceva e ne în regulă, fără să înțeleg ce anume. Nici până la 35 de ani nu mă simțisem foarte fericit și împlinit, dar până atunci avusesem și motive, așa că nu mă îngrijoram prea tare. De exemplu, la 20 de ani eram trist și speriat, dar nu știam ce să fac cu viața mea, așa că eram convins că asta era problema și mă gândeam că odată ce știu ce meserie o să am, o să devin mult mai liniștit. Tristețea e apăsătoare, dar e mai ușor de dus dacă știi care e cauza și știi și ce ai de făcut. La 20 de ani eu credeam că știu ce am de făcut. La 25, deși aveam o meserie care îmi făcea plăcere, eram tot nefericit și din nou credeam că știu cauza și ce am de făcut. Nu aveam o femeie cu care să-mi împart viața și nu reușeam să câștig suficient lună de lună să nu mă mai îngrijoreze banii, așa că îmi ziceam că asta e cu siguranță problema. La 30, eram căsătorit și la casa mea și știam și ce fac cu viața mea, dar eram tot nefericit. Mă gândeam că mă simt așa pentru că locuiam într-un apartament mic la marginea orașului, cu 30 de ani de rate în fața mea. Mă gândeam că dacă trec de 100.000 de abonați, o să mă simt mai bine. Când am trecut de 100 de mii, mi-am dat seama că 500 de mii e mai degrabă cifra de la care voi fi fericit și mă voi simți și eu împlinit. Mă gândeam că dacă reușesc să plătesc creditul în avans și să scap de rate, o să devin mai calm și o să mă pot bucura în sfârșit de viață. La 35 de ani trecusem de toate pragurile și adunasem cam tot ce-mi dorisem eu. Și totuși mă simțeam la fel de nesigur pe mine și pe viitorul meu, la fel de anxios și la fel de nemulțumit. Din obișnuință mi-am făcut socoteala că fericirea va veni când voi trece de un milion de abonați și voi avea o casă cu grădină și nu doar un apartament. Dar în punctul ăsta nici eu nu mă mai credeam. 15 ani tot alergasem după această fericire iluzorie și tot degeaba de fiecare dată. Mi se păruse că știu ce am de făcut și că fericirea e aproape. De fiecare dată trecusem pragurile imaginare pe care mi le stabilisem și tot nefericit eram. Pierdeam nopțile, stând treaz în pat, întrebându-mă ce e în regulă cu mine. Cine sunt eu? Ce mă face fericit? O să ajung vreodată să mă simt bine în pielea mea și cu viața pe care o am sau o să tot caut alte cifre și repere din ce în ce mai ambițioase de depășit? Nu erau întrebări pe care să mi le pun la o bere cu prietenii de dragul discuției. Erau lucruri care deveniseră dureroase pentru mine. Le purtasem așa de mult timp că mă simțeam complet epuizat. Mă săturasem. Doream să las grijile de pe umerii mei și nu știam cum. Aveam o teamă din ce în ce mai mare. Mă gândeam că, din moment ce tot treceam pragurile stabilite, fără să se schimbe ceva în mine, poate că mă înșelasem toți ani ăștia. Începea să fie clar pentru mine că nu pot să o ard așa la nesfârșit. Așa am început să trec, încetul cu încetul, de la cărți de sociologie, antropologie și istorie, pe care le tot citisem pentru Zayafet, la unele care ar putea răspunde la întrebări mai personale, cărți despre care n-am discutat până acum în fața voastră. În timp ce colaboratorii mei scriau de zor subiectele Zayafet, eu mă întrebam ce e fericirea, cum arată o viață care merită trăită, ce înseamnă să iubești și să fii iubit, ce înseamnă să fii bărbat și mai ciudat, m-a apucase și o frică serioasă de moarte. În fiecare seară mă așezam la mine în balcon, în apartamentul pentru care muncisem atâția ani, și simțeam că se deschide o gaură neagră sub mine și că dacă nu fac ceva, o să mă înghită cu totul. După cum am mai spus, în punctul ăsta nu mai credeam cu adevărat în următorul prag. Ar fi fost naiv să-mi imaginez că o casă și nu un apartament o să mă vindece. Ar fi fost naiv să cred că o Tesla, iPhone, nu știu cât, sau știu eu ce altceva, e soluția. Sigur, îmi doream să ajung la un milion de abonați, dar în sinea mea știam că și acolo voi fi la fel de nefericit, dar puțin mai confortabil. Așa că stăteam pe balcon și fie beam martini cu nemiluita seară de seară, fie încercam să umplu golul din mine cu mâncare. Mâncam până simțeam că mi se oprește dumicatul în gât și corpul era așa de preocupat de digestie că mi se făcea somn. Mâncam să mă liniștesc și să adorm, Ajunsesem la 150 de kilograme. Mi era psilă de mine și de corpul meu. Am rupt vreo trei scaune, pur și simplu stând pe ele. Și într-o zi am rupt și patul. Nimic palpitant. Încercam să mă ridic dimineața din pat și pur și simplu s-a rupt. Și totuși îi tot dădeam înainte. Într-o dimineață, în timp ce încercam să dezăbezesc mașina, spatele mi-a cedat și am rămas mai multe zile imobilizat la pat. Îmi lua cel puțin 10 minute să merg de la pat la baie, și încă vreo 5, să mă pot așeza pe veceu. Mergeam în cârge. M-aș fi oprit, dar nu știam cum, și nu știam nici ce altceva să fac. Așa că am făcut ce făceam de obicei. Am început să caut în cărți, dar în loc să fie vorba de un subiect zaiafet, căutam o explicație cât mai clară și documentată despre ce e aia o viață fericită și ce ar trebui să fac să mă pot relaxa așa cum îmi tot doream de ani de zile. Zecile de chile puse pe mine începuseră să-mi facă probleme destul de grave și drept urmare, pe lângă nefericirea mea obișnuită, mă apucase și o frică destul de serioasă de moarte. Până la 35 de ani mă simțisem oarecum nemuritor. Puteam bea și mânca orice, oricând. Simțeam că pot depăși orice obstacol, că sunt un tank. Încă încerc să înțeleg cum am ajuns din punctul ăla la varianta care mă reprezintă acum. Nici mie nu mi-e limpede de deocamdată, dar știu că în ultimii ani am reușit să găsesc răspunsuri satisfăcătoare la aproape toate întrebările mele, așa că am pornit seria de psihologie și dezvoltare personală, în speranța că toate căutările astea vă pot fi și vouă de ajutor. Până la urmă am avut două avantaje, fără de care nu cred că aș fi reușit să înțeleg ce-mi doream. În primul rând, toți anii petrecuți lucrând obsesiv m-au pus în situația în care aveam un venit bunicel și stabil, fără să trebuiască să muncesc prea mult pentru el. Pentru prima dată aveam banii și timpul necesar să caut aceste răspunsuri extrem de personale. În al doilea rând eram convins că există oameni fericiți și, drept urmare, există o soluție. Nu caut în zadar și, fiind vorba de calitatea vieții mele, nu aveam de gând să mă opresc până nu găsești ceva concret. Am vorbit deja despre cum se simte să fii iubit în clipul anterior. Acum aș dori să vă povestesc despre cum să te liniștești și cum se simte să fii calm. cum a dat soluția peste mine. Înainte să intrăm în pâine, trebuie să vorbim despre sponsorul mai mult decât necesar pentru ca aceste clipuri să existe. Mai exact, Mondly. În 2013 la Brașov, Alexandru și Tudor Iliescu puneau bazele a ceea ce va fi Mondly, o aplicație care astăzi, când a trecut deja de 110 milioane de utilizatori, a ajuns în top 5 aplicații de învățare a limbilor străine la nivel mondial. Aplicația s-a lansat în 2014, odată cu canalul nostru de YouTube și în timpul care s-a scurs de atunci a avut un succes așa de impresionant că Mondly a căpătat reputația de a fi aplicația 100% românească care a crescut prestigiul României pe scena tehnologică a lumii. Acum 10 ani, lumea era cu totul altă dihanie. Aproape toate aplicațiile de învățare a unei limbi străine erau menite vorbitorilor de engleză și conțineau voci computerizate. Așa că frații Iliescu au spus, destul cu monopolul limbii engleze, destul cu tirania vocilor computerizate. Vom face o aplicație cinstită, prin care oricine poate învăța orice limbă, indiferent de limba pe care o vorbește deja, o aplicație mândră și frumoasă, care să conțină și voci înregistrate cu vorbitori nativi. Astăzi poți învăța 41 de limbi străine din 33 de limbi. În total, 1320 de posibile combinații între limba vorbită de utilizator și limba pe care dorește să o învețe. Dar stai, mai e! În 2017 și 2018, Mondly a lansat primele aplicații cu recunoaștere vocală, care fac posibilă învățarea limbilor străine în realitatea virtuală și augmentată, două produse unice pe piața internațională. Mondly e pionier în educație VR, cea mai recentă lansare pe MetaQuest fiind constant în top 10 aplicații VR la nivel mondial. Premiile au curs gârlă, așa de multe, că trebuie sortate cumva. E suficient să menționez App of the Year de la Facebook, Editor's Choice de la Google Play și App of the Day în 157 de țări de la Apple. Anul trecut compania s-a alăturat gigantului britanic Pearson, mișcare care va accelera și mai mult expansiunea globală a aplicației. Dacă dorești să înveți o limbă străină, nu văd nici măcar un motiv pentru care nu ai apela la o aplicație 100% românească, inovatoare și care se află în topul mondial în domeniu. Dacă prin absurd toate astea nu ți se par suficiente, uite ce avantaje are Mondly. Conversații reale, cu ajutorul chatbotului, cu recunoaștere vocală. Mondly oferă feedback în timp real și te ajută să-ți perfecționezi pronunția rapid, fără a avea nevoie de un profesor uman. Vorbitori nativi. Lecțiile și materialele audio sunt înregistrate cu vorbitori nativi, pentru a asigura autenticitatea și formarea corectă a accentului. Lecții zilnice, teste săptămânale și lunare. La sfârșitul fiecarei săptămâni sau luni, utilizatorii pot da un test pentru a revedea și recapitula ceea ce au învățat. Hands Free face posibilă învățarea unei limbi străine în timp ce desfășori alte activități, precum gătit, sport, cumpărături, etc. Conținut practic. Spre osebire de alte aplicații existente pe piață, Mondly se concentrează pe lecții practice care vă vor fi utile în viața de zi cu zi. Mai bine de 100 de teste de progres pentru limba engleză cu conținut de la Pearson, Mondly VR, care oferă o experiență de învățare imersivă în realitatea virtuală. Cu Mondly VR, călătorești virtual și pui în practică cunoștințele tale de engleză, franceză, germană sau japoneză din confortul casei tale. Nu numai că oferă lecții de limbi străine memorabile, dar Mondly VR poate să și reducă anxietatea legată de vorbirea limbilor străine în public. Experiența îi ajută pe utilizatori să-și perfecționeze abilitățile fără teama de a vorbi în fața altor persoane, permițându-le să exerseze scenarii din viața reală, cum ar fi efectuarea unei rezervări la hotel sau comandarea meniului pentru cină la restaurant. Pe scurt, Mondly e crema aplicațiilor de tip. Ai nevoie de Mondly. De ce să nu folosești Mondly? Intră acum pe linkul din descriere și beneficiezi de 50% reducere. Codul de reducere se aplică automat. Oferta e disponibilă pentru un timp limitat. Și acum să revenim la subiect. Vara trecută mă pomenisem că citeam o carte despre căi spirituale asiatice în timp ce încercam să consum câteva ore de materiale video de psihologie pe zi. În punctul ăsta, deja mergeam de ceva vreme la terapeut. Reușisem să slăbesc cât să nu mă mai simt bolnav și obosit. Renunțasem la băutură și aveam o viață socială activă și de care mă simțeam hrănit sufletește. Ei bine, țin minte cum într-o dimineață am ajuns la capitolul despre budism și meditație. Informațiile mi se păreau simpatice, dar nu credeam că îmi pot folosi la ceva. Erau câteva pasaje despre cum să stai liniștit și să-ți asculți respirația în timp ce-ți observi gândurile și le îndepărtezi cu blândețe. Mi s-a părut oarecum exotic, dar nimic ce m-ar fi interesat pe mine. Eu căutam soluții sofisticate la probleme pe care le simțeam esențiale pentru viața mea. Să stau și să-mi ascult gândurile mi se părea simplist, prea banal. Sigur nu era asta. Eu încercam exact inversul, să-mi ascult și să-mi înțeleg toate gândurile. Țineam jurnal, începusem să-mi categorisesc gândurile alături de frici, speranțe și tot ce mai găseam în capul meu. Să le ignor și să le îndepărtez prin meditație mi se părea chiar absurd. În aceeași zi, pe la prânz, am dat de un clip YouTube care vorbea despre încrederea de sine și pe care l-am pomenit și în clipul despre cum se simte să fii iubit. Spunea că pentru a căpăta încredere în tine, ar trebui să te comporți cu tine ca și cum ai fi clientul tău. Dacă lucrezi în industria serviciilor, înțelegi foarte bine ceea aia să aibă un client încredere în tine. Arăți că ești de încredere când stabilești ceva cu clientul și te ții de ce ai stabilit. Când ai întâlnire cu un client, vii la ora stabilită, pentru că asta îi arată omului că ești de încredere. Nu ai încredere în tine, pentru că în trecut ți-ai propus diverse lucruri și nu le-ai dus până la capăt. Creierul tău a învățat că dacă tu îți propui ceva, nu o să reușești să duci totul până la capăt de fiecare dată. În alte cuvinte, creierul tău a ajuns la concluzia că nu ești băiat de încredere. Ca să schimbi asta, trebuie să te comporți cu tine ca și cum ai fi clientul tău și să-ți dovedești ție că ești de încredere. Cum faci asta? Simplu, propuneți un lucru ușor, care să nu dureze mai mult de 10 minute și care să nu aibă nicio utilitate practică. Adică să fie ceva ce faci doar pentru a face acel lucru. Apoi timp de 10 minute la ora stabilită, fă acel lucru zilnic vreme de 30 de zile doar ca să-i demonstrezi creierului tău că dacă îți propui ceva, tu o faci. În fiecare zi, fă acel lucru timp de 10 minute la ora fixă la care ți-ai propus și apoi gândește-te tu la tine ca la un om care și-a propus și a făcut. Nu e mare lucru, dar timp de 30 de zile se tot adună cu țărâita încrederea asta și la final creierul tău va învăța că dacă tu îți propui ceva, o duci până la capăt, că ești de încredere. Așa ajungi să ai încredere în tine. Părea logic, așa că am zis că o fac. Din moment ce citisem despre meditație, fix în dimineața aceea, mi-am propus să meditez 10 minute pe zi, timp de 30 de zile, zi de zi, chiar dacă nu cred în asta, pur și simplu pentru a-mi demonstra mie că sunt de încredere. Și exact asta am făcut. Zilnic mă așezam pe canapea, închideam ochii și timp de 10 minute îmi tot alungam cu blândețe gândurile. Era ceva foarte plictisitor, dar asta era și șmecheria. Din moment ce necesita efort, creierul înregistra activitatea ca fiind muncă. Zi de zi am meditat așa, până când tot alungând gânduri, în a 25-a zi s-a întâmplat ceva ce mi-a schimbat viața. Tot ascultându-mi gândurile și îndepărtându-le, în a 25-a zi am ajuns în situația în care, timp de maxim un minut, s-a întâmplat ceva la care nu mă așteptam. Nu am mai avut niciun gând. Stăteam pe canapea, sprijinit despătar adică nu în poziție de meditație, cu ochii închiși, așteptând să sune alarma telefonului la finalul celor 10 minute și deodată s-a așternut un calm incredibil peste mine. Era ca și cum m-aș fi aruncat într-un bazin cu apă adâncă și stăteam ocrotit sub apă. Era pentru prima dată liniște în capul meu. Din a 26-a zi, în loc să mă plictisesc meditând, am ajuns să tânjesc după calmul acela. Și de atunci încoace, am tot meditat, chiar dacă au trecut de mult cele 30 de zile. Ce promite meditația? Știm cu toții că acum 2500 de ani trăia un tip care a meditat mult sub un copac, a ajuns la iluminare și drept urmare l-a poreclit lumea Buddha sau iluminatul. Deși sunt multe aspecte ale iluminării, chiar Marele Buddha a spus că nu trebuie să le accepti pe toate, Ia pur și simplu ce ți este de folos și renunță la restul fără vreo vinovăție. Așa că asta o să fac și eu. O să vă spun ce cred eu că v-ar putea fi folositor, lăsând deoparte restul. Am început clipul povestindu-vă un exercițiu de construire a încrederii. Pe vremea aia nu aveam suficientă încredere în mine, dar în același timp am știut din totdeauna ce înseamnă să ai încredere în tine. Și la 9 ani știam că un om cu încredere ar putea vorbi fără frică cu fata de care îi place. Am înțeles întotdeauna intelectual ce e aia încredere. Așa că nu căutam o carte care să-mi explice mai bine asta, pentru că nu aveam nevoie să înțeleg. Știam exact ce e aia. Problema mea era că nu simțeam. Aveam nevoie să simt că am încredere. La fel și cu restul problemelor psihologice. Poți înțelege ce se întâmplă, de unde se trage, cum ar reacționa un om sănătos. Poți face toți pașii ăștia, dar dacă nu simți, n-ai făcut nimic. Asta e prima și cea mai importantă promisiune a meditației budiste. E un mecanism prin care ajungi de la a înțelege la a simți. E un instrument, ceva concret, o acțiune de făcut zi de zi pentru a te descoperi cu adevărat pe tine, pentru a te înțelege, pentru a ajunge să te simți. Cu cât te înțelegi mai bine, cu atât poți avea mai multă relaxare în viață. Știi ce ți dorești cu adevărat. Știi de ce și în ce crezi. Nu trebuie să te controlezi prea tare. De fiecare dată când creierul tău lucrează intens, la-ți controla restul corpului și a te duce într-o direcție, se cheamă că te controlezi pe tine. Dacă și tu încerci să-ți controlezi anumite aspecte ale vieții, știi deja cât de obositor poate fi. Poți să înțelegi ce ai încrederea și să te prefaci că o ai. De afară, poate că nimeni nu-și dă seama, dar în interiorul tău multă energie se scurge în timp ce încerci să mimezi ceva ce nu simți. Partea bună e că dacă ajungi să simți, ai terminat treaba. Nu mai e nevoie de niciun efort. Ești cum ești și gata. Trăiești cum ți-ai dorit, fără să depui efort. Reflexele tale naturale alcătuiesc pur și simplu o viață care să-ți placă. Mare parte din viață o petrecem sus, la suprafață, și așa trebuie să fie. Când viața la suprafață zumzăie, suntem în stare de flux, purtați de curent și ducem un trai demn de umanitatea noastră comună. Suntem captivi ocupației noastre, care decurge lin, absorbiți de treburile cotidiene, pe care le facem bine. În scenariul optim, ceea ce facem în mod reflex este reglat fiind să ne furnizeze rezultatele dorite cu adevărat, iar ceea ce ne dorim realmente merită să fie dorit. În acest caz, viața noastră, bazată pe reflexe, reflectă valorile noastre cele mai profunde și realmente ceea ce e cu adevărat independent de valorile noastre. Dacă așa stau lucrurile, suntem tipul de oameni pe care filozoful grec Aristotel i-ar fi numit înțelepți. Avem acel soi de înțelepciune practică pe care o posedă și un tâmplar excelent. Numai că în cazul nostru știm să construim nu un scaun, ci o viață. Asta îmi doresc, să trăiesc în flux cu mine și nevoile mele adânci. Și tu dorești același lucru, vrei să trăiești din reflex, cu ușurință și să fie bine, să fii calm, liniștit, relaxat și fericit. Și asta să fie starea ta de bază, naturală, aia în care te afli fără efort, să te trezești calm și împăcat în fiecare dimineață, dacă e posibil. Dar pentru a face asta, trebuie mai întâi să te cunoști, să-ți găsești marginile și să știi care sunt valorile tale, să-ți asumi de plin o viață și să știi cine ești. Altfel, ești doar un adolescent care face ce vrea pentru că știe el mai bine, fără să înțeleagă de fapt prea multe, în niciun caz înțeleptul pomenit mai înainte. Ca să faci asta, trebuie mai întâi să-ți examinezi mintea și viața. Nu degeaba, Socrate spunea că viața neexaminată nu merită trăită. Mark Epstein, un psihiatru budist, spunea că meditația nu e un mijloc prin care să uităm de ego, ea e o metodă de a folosi ego-ul pentru a observa și domestici propriile lui manifestări. În alte cuvinte, stai cu mințel pe o pernuță, cu spatele drept și cu picioarele încrucișate, și vezi ce se întâmplă. O să vezi că aproape imediat ai tot felul de gânduri. Deși nu se întâmplă nimic în fața ta, creierul tău își spune tot felul de povești ca să nu se plictisească. Gândurile astea sunt ego-ul tău. Când vezi că apar, le etichetezi ca fiind informație și le lași să treacă. Tot ce trebuie să faci e să stai acolo zi de zi, să faci cunoștință cu gândurile tale, să le numești gânduri și să le lași să treacă. Nu te aștepta să ajungi la iluminare. Ești un om cu bune și rele. Perfecțiunea nu e scopul, ci practica în sine. Faptul că te poți perfecționa e tot ce contează. Un om sănătos e pur și simplu un om care știe că se poate îmbunătăți și are și instrumentele necesare pentru asta. Rămâi sănătos prin disciplină, muncă și răbdare. Tocmai de-aia spunem că viața noastră e o călătorie. Efortul pe care trebuie să-l faci e să stai tu cu tine zi de zi, să te asculți și să-ți cureți cu cea mai mare blândețe gândurile. Există o întreagă filozofie zen în spatele meditației, dar pentru început n-ai nevoie de mai nimic. Ce am spus până acum e suficient. Eu mă frământam zi de zi. Creierul meu era aluatul. După ce frămânți aluatul, trebuie să aștepți în liniște să crească prin puterile proprii. Asta e meditația. Nu te aștepta la rezultate incredibile. Meditația e ca investiția la bursă. Baci banii acum și luna viitoare poate e mai rău. Chiar și peste câteva luni, poate nu vezi prea mare diferență. Dar în ani de zile, câștigurile se adună. Când îți etichetezi un gând drept informație și îl lași să treacă, mai faci ceva. Nu te înhami la el. Nu te lași dus de gândul respectiv și rămâi ancorat în prezent și în respirația ta. Meditația mindfulness este o elegantă practică budistă care supune atenției noastre imediate ceea ce se întâmplă aici și acum. Ea realizează acest lucru eliberându-ne de obișnuința noastră mentală, de a ne menține temerile, dorințele, așteptările, evaluările, atașamentele, preferințele și atitudinile noastre defensive, precum și alte emanații asemănătoare ale egoului. Puntea dintre toate cele care ne distrag, și aici, și acum, e reprezentată de experiența noastră fizică de a acorda atenție respirației noastre. Asta nu înseamnă că tot ce faci e să stai pe pernuță. Meditația e ceva mai mult de atât. Presupune faptul că o să încerci în mod activ să nu te lași dus de ficțiunile creierului tău. Meditând, experimentezi realitatea așa cum e ea fără ornamentele inutile ale unui creier neantrenat și plictisit. Meditând faci sală, dar pentru creier. Tocmai de aia e important să o faci cât mai des și pe termen lung. Așa cum nu poți fi satisfăcut dacă mergi doar o zi sau o lună la sală, nici nu te poți curăța și cunoaște dacă meditezi o zi sau mergi o săptămână într-un retreat de meditație. E o practică pe care o faci pentru tine zi de zi. Nu meditezi pentru a te calma și în niciun caz nu meditezi pentru a evada din realitate. Din contră, meditezi pentru a fi cât mai mult aici și acum, în realitate, cu ceea ce se întâmplă și fără poveștile și ornamentele inutile create de propriul nostru creier. Făcând asta, vei descoperi un spațiu în interiorul tău, unde apare înțelegerea și compasiunea. Mai întâi față de propria persoană și apoi față de restul lumii. Asta pentru că în loc să-ți anticipezi viața, asiști la ea. Asta înseamnă să înveți să te bucuri efectiv de viață. Meditând, îți antrenezi creierul să rămână prezent pentru momentele vieții tale. Mâncând, fără să te gândești la altceva, o să descoperi o altfel de bucurie în mâncare. Mergând la muncă, fără să visezi la altceva o să începi să apreciezi locul pe unde mergi. Pentru mine diferența e enormă. Din nou vă amintesc, poate că înțelegeți intelectual tot ce am spus până acum, dar asta nu are nicio valoare, pentru că nu simțiți. Tot ce contează e practica. Să vă așezați și să începeți efectiv să meditați. Meditația nu este escapism. Doar gândurile nesfârșite ale propriului creier plictisit sunt. Am trăit ani de zile în fantezii. Niciodată aici și acum. Ani de zile am visat ce urmează, mi-am făcut planuri în timp ce mâncam, mi-am făcut socoteli și am derulat scenarii în timp ce mă deplasam dintr-un loc în altul. Aproape niciodată nu eram prezent la singurul moment în care are loc viața mea, aici și acum. Pentru a fi prezenți în cât mai multe momente ale vieții noastre, pe lângă meditație, mai avem nevoie și de o anumită atitudine de viață. Călugărul vietnamez Thich Nhat Hanh a descris extraordinar de frumos tot ce trebuie făcut în cărticica, ești aici, descoperă momentul prezent, pe care vă recomand cu căldură. Meditând, nu analizăm, nu reprimăm și nu acceptăm niciun fel de gânduri, doar le observăm și ne întoarcem cu blândețe la respirație și la momentul prezent, fără să ne judecăm în vreun fel. Avem succes atunci când reușim de fiecare dată să observăm un gând și să-l lăsăm să treacă, și să ne întoarcem la respirație. E important să nu ne judecăm propriile gânduri. Conștientizarea atentă e mai degrabă starea martorului alert și onest, decât a judecătorului, juriului, procurorului, reclamantului, inculpatului sau avocatului apărării. Observăm ce se întâmplă în mințile noastre și pur și simplu categorisim totul drept informații. Aceasta nu înseamnă stoicism sau indiferență, pentru că atunci ne-am pierde vulnerabilitatea, o componentă esențială a intimității. A fi martor nu înseamnă a fi distant, ci a sta alături. Putem atunci acționa fără constrângere sau neliniște, mai degrabă ținând cont de ce se întâmplă, decât lăsându-ne posedați de fapte. Înainte să continui, merită pomenit faptul că tot ce spun eu aici se referă la un tip special de meditație budistă pe nume Vipassana sau viziunea profundă în traducere. Nu e meditație de relaxare, nu e meditație ghidată, nu e yoga. Când practici meditația Vipassana, o faci pentru a te trezi la realitate. Veți găsi multe cărți despre meditație, dar nu toate se referă la viziunea profundă. Dacă ce vă spun aici vă atrage, puteți începe să studiați mai temeinic citind cartea introductivă scrisă de Bante Gunaratana. Pun link cu toate cărțile pomenite în descriere. Meditând în felul acesta, avem un scop bine definit. Cel care practică meditația Vipassana își folosește concentrarea ca pe un instrument, cu ajutorul căruia conștientizarea sa poate spulbera treptat vălul gros al iluziei care îl separă de lumina via a realității. Acesta e un proces treptat de sporire necontenită a gradului de conștientizare a funcționării interne a realității însăși. E nevoie de mulți ani, însă într-o bună zi, cel care meditează va scobi prin acel perete ajungând în partea cealaltă, unde se va trezi în prezența luminii. Transformarea este completă, se numește eliberare și e permanentă. Eliberarea e obiectivul tuturor sistemelor de practică budistă. Eckhart Tolle explică același lucru, Începutul libertății e înțelegerea faptului că nu sunteți gânditorul. În momentul în care începeți să observați gânditorul, un nivel superior de conștiință devine activ. Atunci începeți să vă dați seama că în spatele gândului se află o dimensiune vastă de inteligență și că gândul nu reprezintă decât un minuscul aspect al acestei inteligențe. Vă dați seama de asemenea că toate lucrurile care contează cu adevărat, frumusețea, dragostea, creativitatea, bucuria, pacea interioară, izvorăsc de dincolo de minte. Ați început să vă treziți. Asta nu înseamnă că eliberarea e singurul scop. Eu meditez de câteva luni și din toate punctele de vedere sunt cât se poate de neeliberat, un începător. Dar vă pot spune cu mâna pe inimă că tipul ăsta de meditație mi-a schimbat viața și că există multe alte beneficii pe care le veți obține relativ rapid. Meditând, stați în liniște și vă observați fără să vă judecați. Sunteți martor la propriile gânduri. Puteți face asta rămânând detașați, de neatins, privindu-vă gândurile așa cum vă uitați la un peisaj pe fereastra avionului. Sau, varianta de preferat, puteți fi martorii plini de compasiune, privindu-vă propriile gânduri, cu o anumită căldură, așa cum răsfoiești cu drag un vechi album foto de familie. Meditația pare simplă, dar nu e chiar așa și nu oricine se poate apuca să mediteze. Putem începe să medităm eficient când avem suficientă încredere în noi, să credem că ne putem și tolera propriile emoții. Fiecare om are parte de emoții intense pe care n-ar dori să le simtă. De cele mai multe ori, creierul se folosește de tot felul de mecanisme pentru a fugi de aceste emoții. Să meditezi înseamnă să ai încredere că poți întâlni aceste emoții și le poți tolera. Că te vei lua pe tine în brațe cu toate gândurile tale, indiferent cât de înspăimântătoare par și că vei învăța să trăiești în echilibru cu ele. Meditând ne observăm cu compasiune propriile gânduri și le etichetăm drept simplă informație, fără să ne atașăm de ele, fără să ne lăsăm prinși în mrejele lor. Făcând asta suficient timp, altceva se întâmplă. Învățăm să avem aceeași atitudine binevoitoare și față de gândurile altora. Învățăm să relaționăm sănătos. Ne putem despuia cu mai mare ușurință de toate straturile egoului reprezentate de aceste gânduri și putem sta în fața altuia așa cum suntem, fără armură. Mai mult vom putea sta și observa gândurile altuia fără să le judecăm, doar observând cu compasiune Pur și simplu vom învăța să stăm cu cineva așa cum este, creând spațiu în jurul conversațiilor, fără să aruncăm peste vorbele spuse, credințele, fricile și judecățile noastre. În alte cuvinte, până la promisiunea eliberării de peste ani, simplu fapt că învăț să mă comport bine cu mine și cu alții e suficient pentru mine și sper că și pentru voi. Meditând înveți să te accepti pe tine și pe ceilalți, să renunți la ideea de a fugi de propriile gânduri sau de a le controla pe ale altora. Prin meditație ajungi să trăiești aici și acum și să te eliberezi. Ceva interesant se întâmplă odată ce încep meditația. Inițial mie mi-a fost greu să-mi păstrez atenția în prezent, dar cu timpul, prezentul a devenit din ce în ce mai simplu de atins. De fapt, prezența în clipa de față este starea naturală a omului și poveștile spuse de creier pentru a fugi de aici sunt doar iluziile unui ego înspăimântat de realitate. Mi-am dat seama că eram un copil mic care nu dorea să cunoască realitatea, că în loc să accept lucrurile așa cum sunt, mă simțeam îndreptățit să le cer altora să fie așa cum aveam eu nevoie să fie. Privind lucrurile așa cum sunt, m-am relaxat instantaneu. Fix așa a scris și David Rico. De îndată ce decidem să experimentăm viața fără dorințele și atașamentele egoului, începem să acționăm simplu și fără ascunzișuri, devenind sinceri unul cu celălalt. Ne relaxăm instantaneu și noua stare devine o sursă de imensă curiozitate. Nu trebuie să facem nimic. Nu trebuie să căutăm în sacul nostru cu accesorii ale egoului ceva cu care să facem față momentului. Nu trebuie să fim în gardă. Nu trebuie să devenim marionete ale fixațiilor noastre sau ale concepțiilor noastre fixe despre realitate. Nu trebuie să categorisim, nu trebuie să trecem în defensivă sau să ticluim o retragere. Putem, pur și simplu, să lăsăm lucrurile să se desfășoare, prezenți în realitate așa cum este ea și rămânând așa cum suntem noi. Acest lucru e mult mai relaxant decât reacțiile noastre obișnuite. Meditația înseamnă să fii adult, ea nu poate fi făcută de cineva care nu are coeziune interioară, continuitate personală și integrare. Meditația e amenințătoare pentru un om încă instabil și care are nevoie să se oglindească în alții, să-și tot verifice propriile sentimente prin intermediul altuia. Mai mult, chemarea de a trăi în prezent e nepotrivită unui om care are încă multe de rezolvat în trecut. Tocmai de aceea, meditația e o practică excelentă atunci când e combinată cu terapia. Cele două funcționează într-un dans delicat. Terapia îți analizează gândurile. Meditația ți le îndepărtează pur și simplu. Când ego-ul este detronat, meditația ne conduce la sinele superior. În afara meditației. Ca să fie mai simpatică meditația, eu am apelat și la alte lucruri budiste care poate vi se par și vouă atrăgătoare. Pur și simplu îmi place estetica budistă. În fiecare dimineață mă trezesc și mi-aprind un con parfumat. E un mod de a mă dresa pe mine prin miros. Încetul cu încetul ajung să mă relaxez puțin chiar în momentul în care simt acest miros specific de Palo Santo. Apoi recit pentru mine o mantră, adică o frază menită să te pună într-o anumită stare. Eu am ales una care să mă facă să mă simt mai recunoscător pentru viața mea. Mantra recitată de mine sună așa. Trezindu-mă în această dimineață, zâmbesc. Am 24 de ore de trăit, jur să le trăiesc profund și să învăț să privesc ființele din jurul meu prin ochii compasiunii. E ca un fel de rugăciune, doar că în loc să-ți îndrepți speranța către o zeitate, îți vorbești ție într-un anumit fel, care să-ți dea o direcție potrivită de dimineață. Apoi mă așez pe pernuța de meditație. Vă recomand să aveți așa ceva. Vă va veni mult mai ușor să stați mai mult timp cu spatele drept. Îmi cumpărasem una generică de la Decathlon, dar având în vedere că am 1,89 m și 102 kg, prima pernă s-a turtit destul de repede. Mi-am luat alta, mai rezistentă, de pe EMAG. Dacă aveți și voi aceeași problemă, e bine să știți. Nu mă așez deodată și închid ochii. Mă așez încet, cu respect față de mine și corpul meu. Îmi aleg cu grijă o poziție, pentru că nu e indicat să o schimb în timpul meditației. Aștept nițel să văd cum mi se simte corpul, dacă mă doare ceva, dacă sunt bine. Apoi încet închid ochii și îmi îndrept atenția spre respirație. În final, în fața mea am o statuie cu Buddha. Nu e pentru venerare, mai mult pentru inspirație. Îi privești chipul seren și încerci să-l oglindești. De cât i-am atârnat un șirac de 108 mărgele numit Mala. Port și eu asemenea mărgele, pentru că te ajută să numeri respirațiile atunci când meditezi în mers. Buddha stă pe niște cărți pentru a fi la înălțimea potrivită și i-am pus o pălăriță românească pentru că o aveam prin casă, e de mărimea potrivită și mi-e drag de el. Clepsidra din fața statuetei mă ajută pe mine să măsor timpul trecut. Îmi place mai mult decât alarma pentru că nu mă simt bruscat de sunete atunci când s-a scurs timpul. Evident, nimic din toate astea nu sunt necesare. E doar o joacă de copil mic, pasionat de obiecte frumoase. Le-am pomenit pe toate, în caz că și voi aveți asemenea pasiuni. Tot ce trebuie să faceți pentru a vă bucura de momentele vieții voastre și a fi prezenți aici pentru ele, e să vă așezați pe pernuță și să meditați în fiecare zi sau cât mai des, zi de zi, lună de lună și an de an de acum încolo. Așa îmi doresc mie, așa vă doresc și vouă. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și le mulțumesc din nou celor de la Mondly pentru sponsorizare. Ne vedem data viitoare. Pa pa.